că încercăm să facem școală în scenariu verde, cât se poate de mult, sperăm să nu fie cazuri. Ce să vă spun, la nivel de comun sunt 3 cazuri, rata de incidență e de 0,64% la 1000 de locuitori, la 1000 de locuitori și suntem în scenariu verde. Încercăm încă de la începutul lunii septembrie, încercăm să menținem tot ce presupune distanțare socială, dezinfectanți, distanțare în clase de un metru între băncile de copii. Părinții se comunică în primul și în primul rând se comunică online, așa cu învățătorii, diriginții, doamnele educatoare, la fel ședințele cu părinții, atâta cât s-a putut până acum, au loc în aer liber, pentru că asta este situația, dar să știți că lucrurile au mers chiar foarte bine. Și părinții și elevii și cadrele didactice au înțeles că asta este situația, e o situație neplăcută pentru noi, pentru toți, dar toată lumea înțelege și respectă regulile. Nu am avut probleme de genul acesta, nu am avut, chiar copiii poartă măștile, inclusiv în sale de clasă și mai ales văd exemplu profesorilor care vin la ore și atunci și poartă măștile. Bineînțeles, în afara spațiului școlii și le dau jos că asta este situația. Nu, deocamdată n-am primit nici corn, nici lapte, nu am primit absolut nimic. Nu, chiar nu și nici nu știm dacă vom primi sau nu cornul și laptele în anul acesta. Nu, un mesaj pentru dânsii, deși sunt conștienți de faptul că e o situație dificilă și trebuie să trecem cu toții prin asta, un mesaj să avem încredere că poate vom trece și de pandemie și de urgență și de coronavirus, poate vom trece cândva și vom reveni la normal.